ascoltare Totorori, io sono Giorgiana. Avem astăzi un nou Get Ready With Me, doar că de această dată nu vă arăt doar partea de make-up, vă arăt și partea de îngrijire a tenului, vă arăt cum îmi fac părul, eventual la final poate vă arăt și ce parfum o să folosesc. Trec direct la clip, nu mai fac niciun intro pentru că sunt pe grabă, așa că o să mai vorbesc în timp ce mă pregătesc. Încep cu acest dezinfectant pentru că nu, o să-mi pun mâna pe față și vreau să am mâinile curate, deși m-am spălat la baie, dar am pus mâna pe diverse chestii pe aici și o să mă dau cu puțin dezinfectant. Acesta este unul de la Bath & Body Works, l-am primit cadou, cred că le găsiți și pe Notino, dar, în fine, un dezinfectant de mâini. Până la urmă nu trebuie să aveți musai Bath & Body Works, se găsește și la noi fel și fel de chestii. Și trec la loțiunea tonică, o să o folosesc pe aceasta de la Kik Cosmetics, care îmi place foarte, foarte mult, v-am tot vorbit despre ea, dar chiar îmi place. Trebuie un pic agitată înainte de folosire. Pun puțină pe o dischetă de machiantă și trec ușor cu ea pe toată fața, evitând zona ochilor. Crema de ochi pe care o folosesc este de la Estée Lauder, se numește Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Eye Balm. Ok. Este o variantă travel size, o variantă mini. Am primit cadou chestia asta la Sephora. Au avut ei o campanie, să zic, o promoție la Estée Lauder și puteai să-ți alegi un cadou. Și mi-am ales crema pentru ochi. Aveau mai multe chestii, dar am preferat crema pentru ochi. Mereu sunt în căutarea unei creme senzaționale pentru zona ochilor. Și am zis hai să încerc, pentru că pe aceasta n-am încercat-o până acum. Mi se pare o cremă ok, așa, din primele impresii. Este mai, un pic mai grasă, mai cremoasă. Am altele, dar sunt cu o ușoară textură de gel, să zic așa. Și pentru că serumul Mineral 89 mi s-a terminat, o să-mi aplic puțin serum de la Farsalii. Trebuie să-mi caut un serum pentru față, pentru zi, și nu știu ce să-mi cumpăr. Nu știu dacă să-mi cumpăr din nou Mineral 89, pentru că s-ar putea să nu fie suficient acum pe timp de iarnă. Chiar dacă vin oricum cu o cremă hidratantă, cred că aș vrea ceva un pic mai hidratant decât Mineral 89, cu care m-am înțeles foarte, foarte bine perioada caldă și probabil la anul o să revin la el, la anul în vară. Așa că acum aplic serumul Farsalii, care până la urmă este un serum de față. Un serum de față cu două întrebuințări. Poate fi folosit și în loc de primer sau pe post de primer. De fapt, nu în loc de primer. Are și funcție de primer. Este ușor lipicios, așa că înțeleg de ce ar funcționa ca primer. Și crema pe care o folosesc este un sample de la SVR, Sepia Clear Active. Nu mi-am cumpărat încă varianta full size pentru că vreau să o folosesc. Am avut mai multe sample-uri, mi le-a dat și mie cineva. Și le-am tot folosit ca să-mi dau seama dacă îmi place sau nu crema. Și îmi place, matifiază. Are și o listă foarte, foarte ok de ingrediente. Și nu este doar o cremă matifiantă, este o cremă care și ajută la tratarea, să zic, la tratarea imperfecțiunilor, coșuri, puncte negre, pori dilatați, chestii de genul acesta. Cred că o să-mi aplic și un primer, o să-l folosesc pe acesta de la L'Oreal Nude Magic Blur Cream. V-am zăpăcit cu primerul acesta și face foarte urât când iese. În fine, v-am zăpăcit între ghilimele pentru că vi l-am tot arătat într-o perioadă și mie îmi place foarte mult. Este un primer care blurează aspectul de pori dilatați și chiar face o treabă excelentă în acest sens, doar că nu se mai găsește. Nu înțeleg de ce nu se mai găsește. Fondul de ten cred că nu este o surpriză, dar nu o să încep cu fondul de ten, stați că vreau să aplic altceva înainte. Am un stick de la Rimmel, Insta Duo Contour Stick, și vreau să aplic puțin partea de contur aici. Vreau un look ceva mai... știu că pare mult, dar nu e mult. Ceva mai luminos, ceva mai luminos, așa că o să merg pe produse mai cremoase. Repet, poate pare mult, dar când o să blenduiesc, nu o să se mai vadă. Și fondul de ten, Miss Sporty, cel sub formă de stick, sunt obsedată de el, între ghilimele obsedată, dar îmi place foarte mult, funcționează super bine pentru mine, mai ales atunci când sunt pe grabă, cum este cazul și acum, pentru că la 3:30 trebuie să fiu într-un loc, să mă întâlnesc cu cineva și cred că o să vedeți pe vlog despre ce este vorba.
și vin cu pensula de la Sephora, Mineral Powder, numărul 45 și în timp uniformizez totul cu această pensulă, inclusiv zona unde am aplicat stick-ul pentru contur. Și am grijă stick-ul pentru contur să îl duc în sus, să blenduiesc în sus, nu în jos, ca să pară că aș avea, dacă aș blendui în jos, ar părea că am fața lăsată, obrajii lăsați. Aș mai vrea să aplic puțin fond de ten, dar nu o să mai aplic. Trec la anticearcăn, folosesc Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Îmi place destul de mult și are o acoperire wow, incredibilă, așa că pe el o să-l folosesc. Și vin cu aceeași pensulă și întind totul, tapotez de fapt. Nu fac mișcări de du-te vino, tapotez. Că nu vreau să stric fondul de ten pe care l-am aplicat mai devreme, nu vreau să se miște de la locul său. Fixez imediat anticearcănul și o să folosesc de la Wet n Wild pudra aceasta albă din paleta de contur. Albă, nu e foarte, foarte albă. În fine, pudra pentru fixare, nu cea pentru contur. La asta mă refer. Este o pensulă de la Real Techniques aceasta. O să folosesc și un bronzer cremos. Este de la Benefit, Dew de Hula. O să aplic puțin pe mână. Așa, foarte puțin, cred că am pus prea mult. Și iau cu degetul, da, am pus foarte mult. Iau cu degetul, aplic în obraj, un pic în sus, așa. Este bronzer acesta, da? Cam așa. Și întind cu aceeași pensulă, dar tapotez mai mult. Mai mult tapotez, nu fac mișcări de tutte vino pentru că nu vreau să stric ce am aplicat anterior, adică fond de ten și corector. Da, deci foarte, foarte, foarte puțin se vede și are un finish luminos. Nu e cine știe ce, nu e super intens. Îmi place chestia asta, îmi place că nu e super intens. L-am mai folosit, dar cred că este prima dată când îl folosesc la cameră, când vi-l arăt la cameră. Hai să mai pun un pic aici, să vedem ce mi-iese. Cred că am aplicat prea mult. Too much. Too much! Să uniformizăm. Am reușit să îl blenduiesc. Am pus un pic cam prea mult, am pus prea mult produs din prima, dar am reușit cât de cât să blenduiesc și arată bine, arată așa un pic bronzată. Acum trec la pudră. Am nevoie de pudră pe toată fața. Folosesc pudra de la The Body Shop, care se numește Matte Clay Powder. Este din aceeași gamă cu fondul de ten, Matte Clay Foundation, care îmi place foarte, foarte mult. Și iau pe o pensulă și tapotez. Și da, o să trec cu pudra și peste zona unde am bronzerul. E ok. Mă întorc la paleta de contur de la Wet n Wild și iau puțină pudră de contur, dar foarte, foarte, foarte puțină, scutur bine pensula și aplic puțin aici, în zona aceasta. Foarte, foarte puțină. Și la final o să trec chiar cu puțină pudră, cu pensula curată, doar cu puțină pudră, ca să blenduiesc. Adică la această pensulă mă refer, pe care am avut mai devreme pudra de la The Body Shop. Mai departe rămân tot la această paletă și iau o pensulă foarte mare, care este de blending pentru ochi, dar este imensă. Uitați cât de mare este. O am de pe AliExpress și iau cu ea pudră de contur. Mi-am comandat eu acum ceva vreme un set de pensule de pe AliExpress și printre ele a fost și asta și este imensă, dar am spațiul destul de mare la ochi, adică nu am sprâncenele foarte apropiate de ochi, am arcada foarte mare, foarte proeminentă, așa că pot să folosesc o astfel de pensulă și trec cu ea prin pliu cu puțină pudră de contur. Și mă uit în oglindă fix la mine cu ochii deschiși și doar trec așa. Acum iau o pensulă mai mică de blending, este cea de la Pupa și concentrez fardul doar în zona pliului. Cam atât cu ochii,
e suficient. Am aici și paleta de la Too Faced, Sweet Peach Glow. Și vreau să aplic puțin blush în obraj. O să iau blush-ul din paletă. Este așa un piersiciu, că doar se numește Peach, Sweet Peach. Deci e piersiciu, logic. Și aplic puțin aici în obraj. Oh my god! Am zis puțin! De ce am aplicat o tonă? Aplic o tonă și în partea cealaltă și apoi o să blenduiesc. Ca să am o tonă... Deci arăt ca un clown. Da. E ok, o să blenduiesc. Iau o altă pensulă. Pensula asta este de la Essence și mi se pare că ea este chiar pentru blush, dar nu prea îmi place pentru blush pentru că ia foarte, foarte mult și concentrează blush-ul într-un singur punct, fix acolo unde aplici și nu prea poți să blenduiești cu ea, așa că trec la alta, tot de la Essence, care nu știu pentru ce era. Pentru pudră, cred, dar e minunată pentru blush. Am chiar două. Mi-am luat două pentru că îmi place foarte mult pensula. Este cea pe care scrie Girl Boss și mi-am luat două. Sunt șefa lor. Pentru că am două. În fine. Mi-am luat două și pe una o folosesc pentru blush și pe cealaltă nu mai știu pentru ce o folosesc. O mai folosesc și la pudră pentru a blendui. Și cu ea se aplică foarte frumos și blenduiește super frumos și, în fine, blenduiește, uniformizează, că blenduiește e un termen așa foarte, e foarte aiurea, adică vă dați seama că nu așa se spune, dar am luat și noi din engleză și am folosit ca atare termenul. Am prea mult blush, da, prea mult blush, e ok, o să rezolvăm, nu știu cum, cred că o să iau puțină pudră de la Essence, nu de la Essence, de la Aven cu Vrans. Și vin cu puțină pudră, iau din nou pensula cu care am aplicat mai devreme pudră pe toată fața și vin cu puțină pudră pe aici și blenduiesc. Dar acum chiar fac mișcări de du-te vino, pentru că nu are ce să se mai strice pe dedesubt, machiajul e deja fixat și blenduiesc. Am pus prea mult blush, am luat pensula greșită, pensula aia nu e bună, nu e bună pentru blush, e too much. Ok, îmi place. De ce am pus atâta blush? De ce am luat pensula asta? Oh my god, nu trebuia să o iau. Asta este bună pentru contur mai degrabă decât pentru blush. Nu știu de ce au numit-o ei. Adică așa mi-aduc aminte că e pentru blush, nu pentru contur. În fine. Ok, hai că la final o să arate totul în regulă, să sperăm. Vreau să continui cu machiajul ochilor și iau paleta de la L'Oreal, La Vie en Glow, și iau ultimul fard de aici, care este mai închis. Îl iau pe o pensulă mai plată și aplic pe toată pleoapa. El este mai închis în tăviță, dar nu e foarte, foarte închis, adică pe față sau la ochi nu arată atât de închis precum îl vedeți voi în tăviță. Aplic pe toată pleoapa puțin iluminator pe care o să-l aplic și pe față. Apropo, eu ador această paletă, pur și simplu mi se pare o paletă minunată. Dacă vreți o paletă cu iluminatoare, dar nu vreți ceva super, super scump, dar vreți totuși ceva de calitate, vă recomand paleta asta. Costă undeva la 60 de lei, să zic, depinde de unde o cumpărați, depinde și ce promoții prindeți, că în supermarket mereu sunt promoții, sau la DM sau pe site-uri, așa că, da, vă recomand paleta. Eu o am, cred că, pe cea mai deschisă, nu știu ce nuanță este, că nu scrie, dar găsiți, cred că este light to medium varianta, dar mai găsiți una un pic mai închisă, dacă aveți tenul mai măsliniu, găsiți una mai închisă care o să arate bine pe un ten mai, un pic mai închis. Aceasta mi se potrivește mie pentru că sunt mai deschisă la piele, ați prins ideea, au două nuanțe care să se potrivească cam pentru toată lumea, zic eu. Mă uit de pensula de blending, dar nu știu pe unde am lăsat-o, pentru că vreau acum asta mică, nu mai au fard pe ea, doar trec ușor prin pliu. Trec și la sprâncene și mi le aranjez un pic cu o periuță de-asta curată, că nu are nimic pe ea. Am un creion de la Essence pe care vreau să-l cam termin. Essence Super Last Eyebrow, 24 de ore. Și trec ușor, ușor. Este ușor cerat, este super ok vârful, nu e foarte gros, dar nici prea subțire. Se lucrează ușor cu el, de rezistat rezistă
E în regulă și rezultatul final este unul mai degrabă natural, nu e ceva super, super intens, cel puțin mie nu mi se pare, nu pot să acopăr cu el chiar toate golurile, dar îmi place cum arată. Și vin cu gelul, tot de la Essence, Make Me Brow, este un super, super produs pe care îl știți cu siguranță și ziceam că rezolv situația cu blush-ul pentru că am aplicat prea mult. Iau pensula ovală de la Jumbo și trec cu ea peste zona unde am aplicat blush-ul și întind foarte, foarte bine. Îmi place pentru retușuri, am vorbit despre pensula de la Jumbo într-un videoclip. Și v-am zis că mi se pare super bună pentru retușuri fix când se întâmplă să aplici mai mult produs. În fine, mi se pare mie că funcționează, habar n-am dacă funcționează, poate doar mi se pare, dar eu zic că face cât de cât ceva. Bun, hai că am mai adunat. Trec la pudra de la Aven cu Vrans și schimb pensula. Și aplic pudra asta pe toată fața. Este o pudră pentru finisare sau eu așa o folosesc. Merge și la retuș, dar aplic pe toată fața. Acum trec la iluminator și iau pensula. Este o pensulă de la Ebelin, care nu prea îmi place mie pentru iluminator, dar am ajuns să o folosesc pentru că mi se pare că ar funcționa un pic mai bine decât cea în formă de evantai, aceea mi se pare ok pentru a uniformiza iluminatorul și asta pentru a-l aplica și pentru a-l concentra într-o anumită zonă. În fine, trec cu ea așa peste toate fardurile din paletă, cam asta fac, și vin aici pe pomeți. E foarte frumos, ia uite ce frumos se vede. Se vede și la voi? Cred că se vede. Mă uit în monitor și în monitor se observă, deci ar trebui să se vadă și la voi. Este o paletă super, super, super drăguță. Și da, mi-e place să aplic și pe aici, la tâmplă, puțin iluminator, nu știu de ce, așa deasupra sprâncenei. V-am mai zis chestia asta. Trec la rimel, îl folosesc pe acesta de la Golden Rose, Essential Great Curl and Volume. Vi l-am tot arătat și să știți că îmi place și vi-l recomand. Și vreau să-l termin, de aceea îl tot folosesc. Trec la ruj, încep cu un creion de la Essence, nuanța 06 Satin Mauve. Este un creion ok și vreau să și vorbesc să-mi și creionez buzele, nu se poate. Și o să folosesc de la Golden Rose, stați să vi-l arăt, de la Golden Rose, rujul baton, nuanța numărul 14. Este un ruj baton cu finish mat. Nu l-am mai folosit, ia să-l dau un pic pe mână ca să vi-l arăt. Cam așa este nuanța. Nu l-am mai folosit de foarte, foarte multă vreme și îmi place foarte mult. Cam asta ar fi cu rujul și cam acesta ar fi machiajul. Mergea și puțin tuș, dar nu am timp să-mi aplic tuș. Așa că o să trec la păr, vreau să mi-l aranjez. Am luat peria Jade Brush, observați că se încălzește, da, crește temperatura. Am pus-o la 210 grade. Și până se încălzește peria, o să aplic puțin spray pentru protecție. Pentru că am voie să folosesc așa ceva cu peria asta. Este cel de la Dixon Thermoshine. Bine, acum se numește Move Me Brix Thermal Protection. Dar este un produs super, super, super bun pe care vi-l recomand. V-am vorbit de foarte multe ori despre el. Mi-am spălat aseară părul, este uscat, e ok. Și vreau să mi-l coafez. Aplic puțin, trec cu mâna prin păr. Gata, s-a încins. Am făcut un tutorial pentru peria aceasta și v-am vorbit despre ea și dacă n-ați văzut videoclipul, vă las link să mergeți să-l vedeți. Îmi așez oglinda pentru că vreau să văd exact ceea ce fac. Am și un cod de reducere la ei și la prima comandă primiți 20% discount și vă las în descriere toate detaliile. În cazul în care vreți să intrați pe site-ul lor și să vă cumpărați ceva, produsele vin din Statele Unite, apropo. Nu frige, partea asta cu negru nu frige, uitați că țin mâna pe ea și nu frige, doar partea cu gri se încinge, așa că n-aveți cum să vă ardeți, e super safe. Puteți să luați șuvițe mai groase, mai subțiri, depinde, eu le iau, zic, potrivite, pentru că peria are o suprafață destul de mare și e ok, pot să iau și șuvițe un pic mai groase. Și îndreaptă părul, dar rezultatul este unul natural, nu e, nu știu, mie nu-mi place cum îmi stă, v-am zis și în videoclipul unde am făcut review-ul pentru peria asta,
Mie nu-mi place cum îmi stă cu părul făcut cu placa, pentru că nu mai are volum și stă lipit așa de cap și nu-mi place cum arată pe mine, cel puțin. Așa că pentru mine peria asta este perfectă. Și gata cu afatul, mi-a luat chiar foarte, foarte puțin să îmi fac tot părul, să mi-l îndrept. M-am schimbat și am revenit cu parfumul, după cum v-am promis, o să vă arăt și cu ce parfum mă dau. Și vreau să vi-l arăt pentru că este un parfum nou pe care l-am primit cadou. Bine, de fapt l-a primit mama cadou și l-am luat eu, pentru că eram curioasă cum miroase. M-am uitat pe net, pe Fragrantica, și am văzut descrierea parfumului și am zis trebuie să fie interesant, așa că l-am desfăcut și mi-a plăcut și l-am luat eu. Este vorba despre acest parfum de la Oriflame Amber Elixir și cu el o să mă dau. Prima dată când l-am desfăcut și l-am mirosit așa aici la pulverizator, nu mi s-a părut mare lucru, nu mi-a plăcut în mod deosebit, dar am zis mă dau pe piele să vedem cum se transformă. Și mi-a plăcut foarte mult cum s-a transformat. Cred că îl știți, dacă folosiți parfumuri de la Oriflame, cu siguranță îl știți, pentru că nu este ceva nou, din câte știu eu. Cred că este un parfum mai vechi, care a apărut acum vreo câțiva ani. Cel puțin așa am găsit eu informații pe net. Și o să mă dau aici la încheieturi, adică da, vă arăt că mă dau cu parfum. Și pe aici un pic. Nu mă dau foarte mult, pentru că este destul de puternic. Bine, mi-e place că e puternic, dar ies să mă întâlnesc cu o prietenă și nu vreau să o copleșesc cu parfumul meu. Așa că o să fiu potolită. Nu mă dau cu o tonă de parfum. Da, ăsta este parfumul pe care l-am nou, să zic. A fost un cadou, oricum, dar am vrut să-l iau să-l folosesc pentru că nu prea am mai folosit parfumul de la Oriflame. Adică nu că nu prea am mai folosit, n-am mai folosit de foarte mulți ani un parfum de la Oriflame și l-am tot văzut pe la fete pe YouTube și am zis hai să mai încerc și eu ceva de la Oriflame pentru că sunt curioasă. De la Avon am tot încercat, am tot folosit, chiar acum vreo 2 ani și încă mai am incandesans. Dar de la Oriflame nu. Cam acesta a fost videoclipul. Spuneți-mi dacă voi aveți parfumul de la Oriflame și vouă cum vi se pare. Este un parfum mai tare și merge pentru vremea asta, chiar este potrivit. Dar da, spuneți-mi părerea voastră despre acest parfum de la Oriflame sau ce parfum vă place vouă de la Oriflame, de ce nu, sunt curioasă. Acesta a fost Get Ready With Me, adică pregătiți-vă cu mine și am început de la skincare și am terminat cu minunatul parfum. Și vreau părerea voastră în comentarii dacă vă place și genul acesta de Get Ready With Me, în care vă arăt inclusiv părul și parfumul pe care îl folosesc. Bine, acum s-a nimerit să fie nevoie să-mi fac părul, pentru că uneori am părul deja coafat când filmez un Get Ready With Me și părul meu este, da, pur și simplu este drept, are volum, îmi place super mult, sunt încântată. Acesta a fost clipul, trebuie să plec, trebuie să închid pentru că trebuie să plec. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!